Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 25 de moldoveni plecați în Franța cu autocarul. Moldovani, de fapt, de peste Prut. Frații noștri. 25 de frați plecați în Franța cu autocarul au rămas în Austria fără tot ce luaseră de acasă. 25 trecurar Prutul. Da, fără, în sensul de mâncare și băutură. Rest i-a lăsat cu ce mai aveau pe la ei. Acest autocar, iată, presa austriacă scrie, acest autocar era o bombă calorică rulantă. Ma. Niște invidioși, asta era problema lor. Dar ce aveau, mă? Dar ce aveți, mă, atâta mâncare? Sunteți o bombă calorică, aveți grijă de siluetă. Ești făcut de sandwich, ce aveau? Sandwich? 500, deci ce era în bagaje? 510 kg de alimente, carne și pește, nerefrigerat, precum și ceva legume. La legume nu se precizează cât. Deci ei au plecat semnificativ. Peștele în pungă. Peștele era probabil afumat. Ai de capul meu. În partea aia de lume se poartă... Peștele afumat. Peștele afumat, în special păstră în rachetă de brad. Ceea ce e o delicatesă. Deci oamenii nu erau fraieri. Nu, cred. Unul la mână, doi la mână. Eu dacă pățeam asta nu mai mergeam nicăieri. Că n-aveau cum. De ce să le ia, mă? Acasă, înapoi. Hai, mă, lăsați-ne, că noi plecăm înapoi. Cum s-a aruncat atâta marfă? Ești nebun? Jumătate de tonă de bunătăți? Nu s-a terminat. În bagaje mai erau și 84 de kg de brânză. Așa e oprins. Citez o explicație pentru miros. Citez o explicație pentru mirosul extrem de puternic care i-a lovit pe vameși când a început controlul. Da, mă, așa i-au prins, practic. De la brânză s-au luat. Da, cred că i-au deschis ușa și primii doi au leșinat. Intră tu, că pe mine mă bufnește râsul. Nu, v-am zis că într-o cursă tot de Franța ne-am dus, era un miros de brânză în avion, dar de-aia brânză... În sensul, avion? Bă, în avion. Băi, era ceva și am întrebat unul din stewards. Nu vă supărați, de ce miroase a brânză atât de puternic? Ilia de Rumea. Și a zis, unul din bagajele de la cală s-a deformat și... Deformat. N-avem ce face, mirosul o să persiste până la destinație. Votre compatriot. Și vă mă înțelegeți... Asta era românească, ne-am înțeles bine. Da. Așa. Deci de la brânză. În autocar au mai fost găsiți și 304 litri de alcool. Ori aici eu sunt confuz. Deci, practic... 510 kg de mâncare și 304 litri de alcool. Un litru de alcool la 3 de mâncare, la 2 de mâncare. Sigur erau moldoveni. Adică nu, nu înțeleg, nu e invers. Cred că au consumat din combustibil și pe drum. Poate că dacă e drum e destul de frig în Austria și ca să le țină de cald. Da. Deci asta e, 510 kg de mâncare la 25 de moldovani, 20 de cap, plus câte 11 litri de trascău de cap. O săptămână, părerea mea e că erau liniștiți când ajungeau în Austria. Și ce nu înțeleg eu, că de obicei la faze de stea, exact ca la aeroport, când îți depășește bagajul cu un kilogram, două, mai scoți din el, mai pui pe tine, mai bagi în... De ce n-au salvat ceva? De ce nu s-au băgat să mănânce? Se făceau un chef acolo, pe marginea drumului. Tată, nu, știi ce mor eu pe situațiile astea? Că ea și distrug marfa. Da, nu știu. De adevărat că e și greu. Păi, na, eu că cred sunt... că pe unele printre gogălțurile din... Fiind produse de casă. Adică crezi că ei nu... Un, dar tu ai bea ceva ce ai confiscat de la un cetățean? Dar eu confisc ceva? Da, dacă ar fi să confisc. Dacă ar fi să confisc, nu știu ce aș face. Un pet cu, ceva miros de alcool puternic. Că îți dai seama că aveau niște peturi ca lume. Mâncarea nu cred că se mănâncă. Da, mâncare, eu nu înțeleg mâncarea, mă, austriece. Vameșul austriac nu are și el un încălzitor pus deoparte pentru... Trebuie să aibă și mult curaj. Serile grele de iarnă, adică... Știi ce zic? Eu cred că oamenii de la frontieră sunt curajoși. Bine, la mâncare ei nu înțeleg telemeaua, ei nu înțeleg zacusca. Dacă ar fi găsit rachete de alea de brad, iar au zis, mamă, brad care miroase a pește, aruncați-l. Oamenii zice, nu, eu cred că mă enervez și... Băutura internațională, părerea mea. Acolo poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.